Bine ați venit la o nouă ediție a proiectului cultural-educativ Personalități culturale piteștene. Acum, la început de an, o avem ca invitată și ne-a mai făcut onoarea și bucuria de a mai veni și cu alt prilej pe doamna Mara Diaconu, artist plastic de renume, membra Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Pitești. Am invitat-o acum aici, la Centrul Cultural Pitești, pentru a discuta nu doar despre opera domniei sale, cât mai ales despre salonul de iarnă al artiștilor plastici argeșeni, care a avut vernisajul pe 18 decembrie. 18 decembrie anul trecut au fost sărbătorile. De astăzi salonul de iarnă revine în forță și poate fi vizionat de iubitorii de frumos din Pitești și nu numai. Salonul de iarnă din Pitești, al artiștilor plastici, este o manifestare de tradiție. După afiș nu mi-am dat seama câta ediție, dar cred că sunt 30 de ediții organizate până în prezent. Salonul se desfășoară pe simezele Galeriei de Artă Municipală Pitești, Metopa, locul unde au loc mereu evenimente, unde pictorii, graficienii, artiștii plastici piteșteni și nu numai expun periodic, practic se termină o expoziție, urmează alta și expun nu numai artiștii piteșteni, dar și din țară, personalități cunoscute, recunoscute în domeniu. Ce pot eu să spun despre salonul de iarnă este că acesta reprezintă o celebrare a diversității artistice. Expoziția cuprinzând lucrările a numai puțin de 22 de artiștii plastici din Pitești, Curtea de Argeș, Câmpul Lung și Câmpul Lung. Lucrările expuse transmit emoții și idei diverse, reflectând diversitatea și bogăția creativității contemporane. Artiștii, cu toții membrii ai filialei Pitești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, prezintă opere inovatoare, fiecare aducând propria viziune și interpretare a artei. De la explozii cromatice ce încântă privirea până la compoziții de o delicatețe subtilă, salonul de iarnă vă oferă o experiență artistică inedită pentru toți cei pasionați de artă. Acest salon de iarnă este un fel de bilanț al artiștilor plastici din Argeș, fiecare venind cu ce a lucrat în ultima perioadă și vă spun că nu seamănă o lucrare cu alta, fiecare pictor, artist plastic, având o personalitate distinctă în cadrul filialei. Mă contraziceți, personal nu am putut participa la vernisaj, așa că vă rog pe dumneavoastră, doamna Mara Diaconu, să ne dați mai multe amănunte și vom dialoga ulterior. Mulțumim pentru aprecieri.
Chiar dacă l-ați văzut așa abia acum, a fost și o sincopă, nu a fost, s-a întâmplat și n-a putut fi deschis. Au fost sărbătorile de iarnă. Au fost sărbătorile, dar acum trebuia lumea să treacă, trebuiau să vadă, să și ia cadouri, de ce nu? Nu înseamnă că a fost cu vânzare, că fiecare om ține la lucrurile lui, mai ales atunci când sunt ultimele făcute. Și se întâmplă în cazul ăsta, a fost special pentru... De obicei promovăm ideea că lucrurile trebuie să fie recente. De obicei se pune o tematică și atunci oamenii trebuie să se raporteze la cuvântul ăla, la esența cerințelor și trebuie să creezi și să aduci noutate. Sunt lucruri foarte frumoase, sunt cei tineri care vin și cu tehnici deosebite, tehnici însemnând tehnici grafice, picturale, așa, vin cu noutate. Vă întrerup, da. Ce tematică a avut ediția din acest an? Nu, a fost pur și simplu salonul de iarnă, nu l-au denumit cumva. Cum s-a întâmplat, de exemplu, la sinagogă, când a fost evenimentul acela cu Corala Chiriac, s-a numit Armonie. Și să pui în armonie și muzica, și plastica, și poezia vedică a doamnei care a recitat superb, așa, aia chiar s-a potrivit. La noi nu, nici nu contează. Poate se fac odată prea, da, se fac prea în fugă, așa, prea în viteză și... Chiar nu avem spațiu adecvat pentru un salon așa de amploare. Da, din și păcate, nu prea avem spații alternative. Înainte mai expuneam la rectorat și era un spațiu frumos acolo, un târgu din vale. Mai expuneam noi... La Casa Cărții? La Casa Cărții mai puțin, pentru că puțin se amestecă lucrurile și noi suntem filiala Uniunii Artiștilor Artiști Profesioniști. Și există așa o reticență în privința asta, n-ar trebui, dar nu trebuie amestecate lucrurile când artiștii plastici sunt membrii Uniunii și ceilalți sunt amatori. Și atunci n-am nicio problemă că am predat și sunt oameni care n-au intrat în mine și au un parcurs foarte bun artistic. Să știți că așa se întâmplă și la scriitori. Există Uniunea Scriitorilor din România și există și Liga Scriitorilor. Da, da, da. Și deci ar trebui, nu se amestecă lucrurile. Da, ar trebui un pic gândite lucrurile și să aibă și ei biblioteca niște acțiuni speciale pentru că au spațiu frumos. Să aibă niște acțiuni speciale și să nu le amestece. Asta ar fi părerea mea, să nu se amestece lucrurile. Și atunci lumea ar vrea altfel. E cum e. Și curator al acestei expoziții, cine este, domnul președinte? Da, șeful filialei, Daniel Preduț, Stella Lucic, care e vicepreședinte, și apoi fiecare și-a adus așa aportul cu ce... Totdeauna încurajăm pe cei tineri, că noi suntem așa câțiva care am fost profesori, domnul Pantilie, eu, Mircea Bârloiu, Șerban, profesori de la arte și cumva... cei care vin sunt foștii noștri elevi sau îi strângem în jurul nostru pe artiștii tineri și îi încurajăm și chiar azi îmi spunea o elevă care e profesoară la și face niște lucrări superbe că ce sens are, dezamăgită de faptul că galeria a stat închisă, de faptul că nu te mai întreabă nimeni și de ce am mai lucra. Cum să nu lucrăm? Trebuie să lucrați, trebuie să... Că inteligența artificială n-are nicio legătură. Inteligența artificială, în momentul când se va naște un artist prin inteligența artificială, da, dar când merge a la Van Gogh sau a la, nu știu, construiești pe Elvis Presley, nu e același lucru. Adică se raportează la ce a fost, să facă ceva nou și atunci ne speriem, dar nu ne speriem. Eu nu apuc lucrurile astea și îmi pare rău pentru tinerii că nu mai au încredere, nu mai au empatie, nu mai au armonia aceea. Trăiesc o viață destul de agitată, un pic prea multe informații și puterea de selecție e mică. Este ceva care... trebuie lucrat aici. Aici trebuie lucrat, nu trebuie să fii dezamăgit că elevii la școală nu-ți mai sunt atenți, trebuie să găsești metode.
metodele alea scrise și cerințele, că le cer atâtea documente, trebuie să le raportezi la cunoașterea ta artistică și să găsești drumul scurt către elev, către tânăr, să-l ții aproape, să-l ții în priză. Deci aici e problema, să nu piardă legătura, pentru că din cauza device-urilor și a tuturor acestor aparate, ei se pierd în amănunte și n-au putere de selecție. Cineva îmi spunea, doamna profesoară, păi există totul acum pe net. Există, dar trebuie să știi ce cauți. Deci tot îți trebuie o bază. Și dacă se oprește curentul. Haideți să vorbim concret despre salonul de artă. Da. Ce impresii aveți dumneavoastră ca persoană avizată, profesionistă, despre cei care au expus? În momentul când am văzut panotarea, deci după ce au fost aduse, au fost acolo de pădure, și s-a făcut panotarea pe care de obicei o face Daniel, e priceput la organiza și a ritma lucrurile, toți am fost fascinați de toată lumea. Ce frumoasă e expoziția! Deci n-a fost banal, a fost o bucurie pentru noi, pentru artiștii plastici. A fost fiecare lucrare diferită și cânta lângă cealaltă și se armonizau și se ritmau foarte frumos. Deci a fost un salon și este un salon frumos, salonul ăsta de deci iarnă. Este o ediție reușită. E o ediție reușită, da. Sunt lucrări mari, lucrări mici, dar în general lucrări mari. Da, și tehnici diverse și există grafică foarte bună, peniță, la viu, baltă, Laurențiu și Emil Fleancu, care a trecut pe pictură și a făcut ceva, parcă ești într-un oraș american, așa, country, mai cochetează și cu pictura. Există grafică foarte bună cu tehnici diferite, cum este Ilia Alexandra, ceva cu tăietură și a aplicat peste fond colorat. E o tehnică pe care am învățat-o într-o tabără de creație, nu într-o tabără, într-o bursă în Austria undeva. Nu mai știu exact, dar știu că a fost plecată. Sunt tineri foarte buni, foarte bune. Noi suntem, aici am un album cu Vâlcea, unde ai noștri participă și participăm, așa, sudul țării. Aveți o bună legătură cu filiala Vâlcea? O bună legătură cu filiala Vâlcea, pentru că sunt niște oameni foarte drăguți, primitori, bucuroși când ne... E o bucurie, nici nu puteți... Ce armonie se poate crea. Au și un spațiu foarte bun, central, ca și noi. Mai central decât noi nu se poate. Și între ei este o armonie și organizarea. Noi nu avem posibilitatea să avem trei persoane, cum au ei trei persoane la galerie, în afară de Dican, care e șeful filialei și vicele pe țară. Gigi Dican a fost elevul liceului din Pitești și atunci cum să da? Nu... Da, a fost elevul Gică Pantelie, Dumnezeu să-l odihnească, da. Și atunci cum să nu se producă armonie, că el cunoaște lume și, cum datorează cunoașterea incipientă acestui loc. Da, s-a format iubește aici foarte și... mult, da, da. Iubește locul foarte mult și ne antrenează în tot felul de lucruri și asta vă spuneam, că avem artiști tineri buni, am zis de Laurențiu, de Emi Fleancu, sunt la secția de grafică la liceu, Ilia Alexandra, care vă spuneam de grafica asta cu tehnica de cupaj, chiar prima la ușă când intri în dreapta, parcă, Alexandra. Avem mai sunt și alți graficieni, dar n-am avut timp să fixez așa. Pictură foarte bună, domnul Pantilie, cu geometrizarea asta și în același timp cromatica vine și aduce povestea, dacă știi despre ce e vorba, dacă ți explică de multe ori, dar e o cromatică specială, o compoziție specială. E Mircea Bârloiu, care vine tot, el a venit chiar cu anotimpul, cu iarna, așa, Șerban Popescu, cu niște compoziții superbe, cred că e o natură statică cu prim plan și cu peisaj, da, Șerban,
are o cromatică. Sunt și care n-au participat, cum e Dobrică, pentru că se împarte între noi și Vâlcea și n-a apucat, nu a... Da, păcat. Deci de pictură spuneam... Marius Ivanovici. Marius Ivanovici are o sculptură foarte frumoasă, parcă este un cristal, nu știu dacă aurul, că nu cristalizează așa, dar ca un cristal aurit care este multiplicat, așa, e foarte frumoasă sculptura, abstract, dar cum spunea cineva, e așa abstract, dar o înțeleg și eu. Da, e foarte, foarte frumoasă, te încântă, e ca o bijuterie supradimensionată, foarte frumos. Și vă rog să-mi spuneți dacă există influențe între pictorii piteșteni, apropierii, de pildă între domnul Preduț și domnul Pantilie. Sigur că au cei mai tineri, Preduț, au mers pe același drum, pe aceeași problemă cromatică, pe compoziție abstractă și atunci cumva seamănă că vine din școala tot a lui Gică Pantelie. Nu am, eu sunt din 80 aici, nu știu exact cine a mai fost înainte, Calută. De exemplu, Margareta, nu știu dacă a pus lucrare. Și Margareta Popescu este un artist foarte bun și are expoziție mâine la bibliotecă, Margareta Popescu. Deci e problema lor cu de unde au pornit grupul ăsta cu Calotă, nu știu, nu eram în timpul ăla aici și... Și și-au menținut zeci de ani același stil. Da. Deci bine, nu... stilul îl recunoști, asta e bine că îi recunoști. Eu recunosc că îmi place să revin la natură și iar să mă depărtez și să abstractizez. E bine când îți iei subiecte și te duci pe o direcție, să nu rămâi cantonat mereu în aceeași problemă. Sigur că e fain să te recunoască lumea, că ăsta este un Dobrică sau ăsta e un Șerban, dar subiectele trebuie mereu să fie altele. Că, uite, particip la niște tabere, te duci într-o tabără de creație la Vâlcea, când ne-au dus pe la Vaideieni, pe la, în sfârșit, Măldărești. Se vor lucrări în specificul locului. Tu spui... Sau cu temă. Da, cu temă. Tu spui amprenta ca mod de tratare, mod compozițional, cromatică, tușa, cum atingi pânza aceea. Fiecare are ductul lui, cursul lui, are înțelegerea lui. Suntem diferiți. Nu semănăm unii cu alții, suntem diferiți, dar asta este, tot timpul le-am spus, iubiți-vă și armonizați-vă, pentru că asta e frumusețea, că suntem diferiți. Este extraordinar că suntem diferiți. Ar fi monoton să semănăm. Trebuie să fim, să recunoști. Asta e Mircea Bârloiu cu grafica lui. Nu, asta e Șerban, cum spuneam, cei tineri. Adevărul este că dacă nu ești original, nu existi în cultură. Da, trebuie să ai amprenta. Și în viață. Dar asta ține de foarte multă pregătire. Nu rămâi așa la o intuiție. Talentul ăla care ți se dă din naștere, îl dezvolți învățând, citind, văzând expoziții, ascultând pe cei, pe mari maestri și lucrând foarte mult. Totul se face prin lucru, ideile vin lucrând. Nu poți să stai, dacă stai și ai pauze, o iei mult mai de jos, totdeauna, cu timiditate. Deci trebuie să, așa cum la dumneavoastră probabil vă scrieți, nu stai acum să faci un roman, dar ai un caiet, niște caiete, cred, în care îți notezi gânduri și eu îmi notez. Îmi notez, îmi vine o idee. Am fost la, așa, o iau puțin personal, am fost la Praga în mai și am acolo, aveam băiatul, au rămas doar copiii acolo, fata, să învețe să termine. Și am văzut două săptămâni, în fiecare zi, 5-6 muzee, sinagogi, catedrale. Pot să spun că nu o să fac o expoziție. Deja mi-am notat, aveam în fiecare zi, noptam seara, îmi luam notițe ce am văzut. Asta fac când mă duc într-o... Mi-am făcut schițe. Trebuie să mă apuc, e frig și nu e bine în atelier, dar
încă schițele și îmi stau în cap, trebuie să fac expoziția, să mă eliberez cu praga. Deci, da. Înainte de a pune mâna pe pensulă, gândiți o anumită lucrare. Sunt schițe de compoziții, da, să te gândești și scrii, îți notezi anumite, vezi ceva și zici, eu trebuie să văd eu ritmul ăsta, uite și la mine merge lucrul ăsta, trebuie să mă luminez, plus cromatica, îți notezi în caiet, îți faci schițe. Schițele sunt foarte importante. Toți artiștii își fac, au mapă cu schițe, desene. E un fel de documentare pe care nu începe așa direct, că faci o catedrală și o pictezi de sus până jos. Nu, sunt niște idei de compoziție, de tăietură, de ordine, de echilibru între părți, de simbolistică. Totdeauna te referi la ceva, poți să-ți alegi un simbol, arcada gotică sau știu eu ceva, din vitralii, din ritmul coloanelor și ăla îl urmărești și îl transformi, ca și în poezie, seamănă foarte mult cu poezia. Ce ne spuneți seamănă mai mult a știință decât a artă? Este teoria compoziției, pe care am studiat-o noi și sunt niște autori foarte buni, Charles Boulleau și geometria secretă, totdeauna a existat. Deci mari maestri, renascerea și înainte, dacă ne uităm la tot felul de vestigii, am fost anul trecut în Iordania și am văzut atâtea vestigii și romane și cine a lucrat atâta bazorelief, cine a făcut, nu sunt naivități. Sunt lucruri făcute cu un superb simț al echilibrului, al decorativului, al științei. Știință, pur și simplu. Știință. Cine se aduna în toate amfiteatrele imense și vedeai zeci de coloane, toate cu decoruri, toate. Acolo era artă și foarte multă știință. Deci specialiști, oameni talentați au fost totdeauna. Și revenind la asta, la noi, în plastică, în arta plastică în general, e vorba de teoria compoziției, dar întâi trebuie ca un copil care cântă la pian și întâi învață două, trei acorduri, învață așa, cum să țină mâna, cum multe, multe, multe lucruri, e foarte greu să faci muzică. Știu că am fost la între colegi și știu, foarte greu și foarte multă teorie. Nu cânți după ureche. Așa e și la noi. După care faci game. Da. E toată teoria semnelor, linie, punct, pată, formă, toată probleme de perspectivă, să înțelegi spațiu, toate lucruri, să înțelegi forma, așa, să înțelegi structurile naturii, materia, materialitatea, esența unor structuri naturale, că nu e nimic la întâmplare. Cum le spuneam eu copiilor, totdeauna când înflorește mărul, tot cinci petale ale, nu ia razna. Tot hexagoanele acelea de la fagurile de miere și toate structurile de scoici, de totul este așezat în natură. Trebuie doar să le vezi, să le studiezi, să le înțelegi ritmicitatea. Deci aia e desenul, după aceea vine teoria culorii. Teorii sunt foarte clare, și dar nu rămâi la ele. Eu le spuneam, trebuie să știi teoria, eu fiind la grafică, eram mult pe desen. Nelu Pantilie era pe culoare și eu le spuneam la ei mei că îmi făceam mai mult la viu, mai mult lucruri rapide, nu studiu în ulei, în așa. Și învățam teoria și spuneam, trebuie să o știi pentru că trebuie să o încalci. Să o încalci ca să-ți dai măsura personalității tale, trebuie să o știi. Și să știi toată teoria contrastelor cromatice, începe contrastul, da. Dar toate acestea, pentru că dumneavoastră ați ținut un adevărat curs acum de asupra picturii. Da, mi-e dor să fiu profesor. Se învață la școală, la facultate sau toate le sunt studiați în toată viața? Sunt aceleași. Știți, de la grădiniță sunt aceleași cerințe. Dar acelui mic îi spui două, trei și îi pune personajul, nu desenea numai soarele sus acolo. Ia să vede, el luminează și nu trebuie să-l faci neapărat. Sau să desenezi ca la grădiniță pe primul plan. Îl înveți să organizeze. Aia e compoziție. Dar la fiecare nivel introduce alte. Ai centru de interes, ai ritmuri, ai direcții, echilibre, totul e compoziția. Un om care rămâne amator, îl simți din compoziție.
Da. E cea mai grea, da, da, la compoziție. Acolo simți că e amator, că nu... Face frumos o floare, un ghiveci în mijlocul foiei. Sau nu, da. Sau la proporții, sau la... Ala, nu mai vorbim acolo, deja e geometria și înțelegerea sacralității geometriei, așa, este, și a ritmurilor, este ceva care ține de geometria în spațiu, de perspectivă, și astea le înveți. Când eram într-a cincea copil la școala de arte în Roman, eu acolo am învățat, aveam un profesor care a fost coleg cu Baba. Corneliu Baba. Cu Corneliu Baba, și ne explica glumeț, vedeți ce vă spun, că trebuie să găsești legătura la fiecare vârstă, ne explica perspectiva cubului și spunea că asta din Humule și desena, vorbe de eu în creangă și că eram noi în Roman acolo aproape, desena un cub și spunea, dacă stai pe burtă, da, moldovenește ar fi, hai eu să vă povestesc așa cu vorbele alea, așa să zic, dacă stai pe burtă și te uiți în sus, vezi streașina, da. Și ne desena cubul și deasupra ducea cele două diagonale și ridica și făcea acoperișul ca, ca o piramidă. Și pensea, dar dacă te sui în, după pupăză și o vedea de sus, știți? Adică sunt niște lucruri, trebuie să te raportezi la vârstă. Și eu am înțeles de la 5, acum e cu perspectiva. Atât cât trebuia, am înțeles atunci. Trebuie să găsești mereu, a, nu, te duci și începi, tu îi explici și ăla, își scoate telefonul că n-a înțeles nimic și trece mai departe. Trebuie să știi că ei nu știu. Eram odată, eu am fost în multe locuri, la Roma, n-am predat, apoi la Tulcea, viața așa te duce, 5 ani și apoi aici. Și când eram la Tulcea, o școală mică unde îmi completam niște ore, erau copii de la Casa de Copii, cum erau înainte, copii mici, 1-4. Le-am dat să deseneze strada. Deci spunem cum îi înveți. Strada e o compoziție întreagă, o casă care nu seamănă cu alta, e un gard care le leagă, e un pom, un ritm. Am umplut tabla. Și desenau toți. Când trec, după un timp, ajung la unul și era foaia neagră. De ce ai făcut cu negru? Toarșa. Tovarășa eram eu. Toarșa era noapte. Înțelegeți, sunt niște lucruri care nu pot să le uit, cum nu-l pot uita pe un domnul copil Iescu. De la orfelinat. Un copil, da, de la orfelinat. Și apoi i-am spus director, care era un om minunat, era un învățător, directorul, și zice, doamna Mara, el, copilul ăsta n-are casă, el merge acolo la orfelinat și n-a înțeles bucuria aia, că e o casă care nu seamănă cu altă, care are un pom, care are un cățel, știți? Și universul lui era foarte, da, mic. Și mi-a rămas așa în suflet. Pagina și toașa, era, la mine era noapte. Știți? Adică sunt niște lucruri, trebuie să știi să te raportezi. Când eram la liceu de artă și am o bucurie imensă acum și ieri, și două fete au trecut pe la mine, profesoare, și am stat de vorbă. E o bucurie extraordinară când copiii sunt ca și copiii tăi. Te caută, te întreabă, se bucură, ți arată. Am și făcut expoziție cu două din ele și la Centrul Cultural acum câțiva ani. Și una din ele e profesoară la Verita, la București. Sidonius, care e o școală particulară aici, pe frații Goleși, care face niște lucruri extraordinare. Sunt copii, am o bucurie când văd că sunt serioși și duc mai departe și se atașează de copii și nu le este indiferent să facă ora și să... Eu le explicam și că nu trebuie să se tatueze și că nu trebuie să se drogheze și tot. Ți-i faci prieten, ți-i faci așa, îi implici în toate acțiunile și atunci ei își aduc aminte cu plăcere și te consideră ca și părinte. Mai mult decât a fi un profesor rigid care își impune, n-ai făcut așa, 4. Le spuneam elevilor mei să nu dați note proaste. 7 să fie cea mai mică. Doamnă, dar vin fără. Rupeam un creion în doi, dădeam Lola, luam, n-am foaie. Îi dădeam, eram la școala 1 aici. Tu așa, profesor, n-am foaie. Ia de aici, luam de la una, îi dădeam la alta și desenam toți. Da, deci trebuie să fii bun cu ei, că le spuneam, dacă tu le dai un 5 sau îi pui absent, tot tu va trebui să-i dai un 8, un 9, ca să-i scoți media, că trebuie să fie 6, era, știți, la muzică, la desen. Și de ce să faci asta?
nici nu trebuie să conteze, trebuie să pui și nota aia, dar contează ce îl înveți, cu ce rămâne. Deci asta e, profesoratul, ceva frumos. Vă rog să-mi spuneți dacă dintre foștii elevi care se pregăteau pentru admiterea la facultate, la universitate, sau și mai târziu erau studenți sau au terminat studiile superioare, v-au consultat, le-ați explicat celor tineri la început de drum, celor amatori, cum le-ați spus. Și acum sunt în relație cu ei, deși am ieșit din 2010 la pensie și acum sunt toți copiii mei de la grafică care au dat, au intrat. Că au intrat la București, la Cluj, la Timișoara, la Iași, peste tot au terminat. Și ținem legătura. Și vă consultă? Și, da, și acum avem cel puțin 10 pe care pot să-i numesc acum, care mă sună, doamna, am expoziție, avem cu tare. Da. S-au simțit bine. A fost un liceu, iar îmi laud colegii, a fost un liceu unde s-a făcut treabă. Când ne duceam la olimpiadele naționale, din primele 3 locuri, noi totdeauna aveam locuri. Piteștiu, da. Am fost un liceu bun. Atunci, acum nu mai știu, că nu sunt eu de mulți ani, dar aveam rezultate la națională. Ați încercat să creați școala Marea Diaconă? Nu. De ce? Nu. Sunteți prea modestă? Nu e asta. Probabil că trebuie mai multe. Trebuie să ai și un spirit așa de antreprenor și așa am pregătit copiii mei, elevii mei veneau la mine și alții și foarte mulți au intrat și din afara școlii, dar nu am fost niciodată chitită pe treaba asta cu bani. Am vrut să lucrez, să am și viața de familie, am 2 copii, 2 băieți, vă mulțumesc și noastră. Și am zis că e destul să lucrez, să fac expoziție, să văd lumea, asta e foarte important. Haideți să revenim la salonul de iarnă. Până când durează acest salon de iarnă, această expoziție? Probabil că mai ține o săptămână, nu știu din cauza că a fost închis. Numai o săptămână? Păi da, el dacă e deschis pe 18, practic ține 3 săptămâni orice expoziție la noi. Din 3 în 3 săptămâni se schimbă și urmează. Deci nu o lună, la 3 săptămâni. Nu, la 3 săptămâni. Probabil că asta va ține o lună din cauza problemelor. Da. Mi-ar plăcea să vină lumea. Eu, când e deschis, eu cobor la sală, că am atelierul deasupra și am așa o bucurie când văd elevi și zic, sunteți de la arte? Dacă nu sunt de la arte, cu atât mai mult le explic. Dacă e cineva de pe stradă, bat în geam, intră să vezi. Păi n-am timp, doamna Mara, ei n-ai timp, treci să vezi expoziția, că e foarte frumoasă. Și trebuie să ai generozitatea să-ți lauzi, să-ți explici de fiecare coleg. Nu trebuie să să fii răutăcios. Și îmi face plăcere să stau la sală. Când a avut Margareta Popescu în fiecare zi, deci o să-mi fie urât, nu o să-ți fie urât, că noi coborăm în fiecare zi și stăteam și se făcea un centru de discuții artistice acolo. Dădeați explicații, prezentați lucrările. Da. Și e foarte frumos așa, e foarte frumos. Trebuie să facem asta, trebuie să mișcăm un pic Piteștiu. E un pic înțepenit în privința lucrările asta. Celor 22 de artiști plastici arceșeni care expun acum la salon sunt și de vânzare? Sau nu, sunt nu este expoziție? Denumit. Sunt pentru expoziție, dar se poate lua legătura cu Andra de la sală, care răspunde și prin fondul plastic ele se pot vinde, sigur. Dacă artistul acceptă. Deci trebuie vorbit cu Ruxandra, ea ia legătură cu artistul și sigur se vând cu un procent pe care leacă și sala asta se plătește și curentul se plătește. Trebuie niște fonduri care se adună din cotizațiile noastre ale artiștilor și din expoziții. Da. Chiar e puțin față de alte locuri. Chiar e puțin. Taxa pentru. Dar se vând. Chiar încurajez să vină lumea să cumpere tot. Deci un pictor care vine să expună la Metopa plătește o taxă? Sigur, este expune? Taxa de expunere. Chiar dacă vinde, 300, vinde... Da. E taxa că ține sala, se mai aprinde lumina, da. Se plătește o taxă.
Dar nu e mare lucru asta. Și la asta de grup plătim poate 400 toți, știi, se împarte. Nu e mare lucru. Nu mai știu. E mai scump în alte părți. Când urmează o nouă expoziție de grup a artiștilor plastici, un alt salon? De obicei facem anotimpurile. Va fi salonul de primăvară. În se martie. Face, da, se face. Și se mai fac grupuri, grupări așa, 4 care au fost colegi, expun, 3-4 se adună, Șerban Popescu cu Dobrică, cu Cătălin Antonescu și mai știu cine, și cred că și șeful filialei, Daniel, se adună și fac, sunt și grupări care se potrivesc ca spirit sau chiar că sunt diferiți, e cu atât mai frumoasă expoziția. S-au făcut mereu. Nu, e un program foarte clar. Chiar acum se fac înscrierile, că au fost sărbătorile și se face programul pe tot anul. Pe tot anul, da. Și pe urmă noi mai expunem, că expunem la Vâlcea, că expunem în străinătate, pe unde mai avem invitații, oportunități. Foarte important. Eu vreau să-mi fac expoziția cu Praga și vreau să fac expoziția, am așa un semnal, la Viena o fac. Să aveți succes, Doamne ajută! Domnul, și eu expun și aici, dar deocamdată sunt la schițe. Dar voi face, nu mi-am pus un termen așa, e bine când nu ai... Cu ce participați acum la salonul de artă? Am o lucrare în... chiar în lungimea sălii, este o... se numește... ceva așa mai secret, ca o iubire secretă. E o cușcă, o colivie și o pereche, stau așa și nu-și mărturisesc. Așa, este o instalație. E o instalație. V-am întrebat pentru că în spatele nostru avem expuse două lucrări ale dumneavoastră cu David Garrett. Și Ara Malikian au fost... Câte lucrări au fost în total atunci? 12 au fost. Și câte mai aveți? Nu am vândut niciuna. Am avut ofertă să le vând toate, dar vreau să-mi completez. Am avut la Cluj, au vrut să cumpere galeria din Cluj, Art Expo sau nu știu cum se numește, e un mall acolo și am expus, dar nu am vrut să vând. Și... le luau pe toate? Da, pe toate. Și, și ca... nu vreți banii... pictații din pasiune și atât? Nu, am și vândut, se vând, dar nu. Vreau să-mi fac expoziția, de exemplu, fiind din Roman, Sergiu Celibidache, există acolo școala, există școala, e născut la Roman și vreau să fac portretul lui Celibidache, să-i expun la Roman, la Bacău, la Piatra, am un plan. Și pe urmă le voi da, nu îi mai contează. Am avut acum la Câmpul Lung, am expus părți care sunt țin de Godeni, de familie, de Câmpul Lung, nu le dau. Chiar dacă au plăcut. Sunteți ca Pygmalion, vă îndrăgostiți de propria lucrare și... Nu, dar de multe ori sunt niște afaceri care nu mă... N-are rost să vorbim acum de afaceri, dar când îți iau un procent, pune un preț, poate trebuia să zic da, ce bine că mi-a crescut cota. Dacă pui 4.000 de euro la o lucrare și primești jumate, că vrea așa, vrea galeria, parcă te enervează un pic. Adică ce ai pus tu acolo ca să... Dar nu știu, de-aia vă spun, nu o să fiu niciodată antreprenor, nu mă plâng. Vă trebuie impresar. Da, trebuie, da. Ca da, să nu lucrări. Vă ocupați dumneavoastră de aceste probleme, dumneavoastră să vă vedeți de pictura dumneavoastră. Da. Am contactat David Garrett pe net și am zis, poate interesat, că am portretul lui, am pe Ara Malikian în vreo 6-8 variante. Nu știu să fac, recunosc, nu știu să fac contactele astea și m-a contactat un David Garrett, că ei sunt mulți, așa am văzut. Și credeam că o să mă întrebe de lucrare, ceva. Și a întrebat dacă sunt căsătorită. Da? Da, n-o stim. Și am dat bloc și acum iar, David, poate a văzut lucrarea, că tot fiind expusă și
poate a văzut, dar nu am încredere că e el și nu mă interesează. Da. Da, sunt niște lucruri haioase, nu stime așa de multe ori. E bine că nu vă plictisiți, că se întâmplă și asemenea lucruri. Dar e bine să ții un artist, își ține niște serii, seria cu muzica pe care vreau să o extind, seria cu... am miturile apei, am expus cu Mircea la Vâlcea, am expus-o la Câmpul Lung. Deci o expoziție o duci, asta cu muzica am dus-o la Cluj, am expus-o aici și încă, nici nu mai știu, și la Vâlcea, da, deci... Da, am și, da, și cu vegetație și cu structuri ale naturii, peisaj, sigur. Poți să abordezi orice. Unii sunt mai buni în ceva, alții în altceva, dar personajul cu Mircea Bârloiu am făcut tema miturile, anatomii subiective. Citim noi despre mituri și găsim și el era cu sferbări dionisiace, eu cu ale mele, cu mărul, cu păcatul original. Dar să pui problema, să te întorci la corpul uman, studiu. E foarte frumos să studiezi, că am învățat anatomie artistică, am învățat anatomie și e frumos să faci variante, te duci până undeva, că noi nu mai avem model să vină să-mi pozeze. Nu, dar niște interpretări sunt lucruri frumoase și am teme pe care le țin să le dezvolt. Când rămâne după mine, va rămâne ceva așa, rămân niște teme, nu contează. Dar am colecții la prieteni în America, la Viena, unde am făcut o expoziție, le-am lăsat toate lucrările. Și cadou și da, nu am... Da? Da. Lucrez cu drag, cu ușurință, nu e un efort așa ceva. Dacă n-ar fi o plăcere, nu. Dar arta e o suferință, că și la... te gândești noaptea, stai, le sucești, îți vin idei, ești nemulțumit, schimbi. Arta nu e ceva comod, nu e o joacă, nu e un hobby. Nu e hobby. Deci de aia spuneam legat de amatori și de profesioniști. Adică atunci când vrei să expui și să-ți pui acolo tot sufletul, trebuie să fii deștept. Sunt, nu poți să te bată. Sunt zile în care, Doamne ferește, nu puteți picta? Da, sunt. Da? Dar citesc, fac o schiță, mă duc la atelier, fac ordine, îmi întorc. Da, sunt. Sau mă duc la o expoziție, mă întâlnesc colegi, stăm la mare plăcere de vorbă și nu pictăm tot timpul, nu e, nu. Dar deci și... nu sunteți ca un funcționar care are 8 ore de program pe zi și pictați 8 ore mă cu ochii pe ceas. Mă învârt în jurul unei teme, mă documentez, mă plimb așa, văd muzee și când mă apuc, eu îi spuneam lui Mircea odată, lui Bârloiu, știi, aoleu, mai e o lună jumate și am expoziția, zice, lasă că tu în ultimele 2 săptămâni faci. Lucrez foarte repede, dar acumularea se produce în timp, acumularea. Dar nu lucrez așa. Alții sunt foarte așa... programați pe zile și lucrează. Suntem diferiți. Da, suntem diferiți. Asta e adevărul. E foarte bine așa. Ce planuri de viitor aveți? La viitor apropiat sau și viitor îndepărtat? Păi am ideea asta de a face o expoziție la Viena în vara asta, nu știu exact când. Cu lucrări deja cu pictate? Cu lucrări, nu, sunt în schițe astea cu tot ce am văzut Praga. Dar se leagă de tot ce înseamnă catedrale și minuni, frumuseți arhitecturale, dar nu interiorul, simțul ăla al interiorului, a bucuriei aia când vine lumina pe tine din vitralii, când vezi alte persoane care privesc, când vezi arhitecturi și simboluri, secvențe cu simboluri. Asta e o temă și pe urmă nu am ceva așa apropiat. Mai particip la o tabără, anul trecut am fost la Voina și foarte frumos. Depinde. Sunt taberele, sunt ceva unde întâlnește artiști din toată țara și așa, vin din toată. Și foarte frumoasă comunicarea, faptul că suntem diferiți și vedem și serii în care stai la taclale despre artă, e foarte frumos. Cum este de altfel și acest salon de iarnă
care se află pe simezele de la Metopa. Sunteți diferiți, sunteți la oaltă, comunicați. Dar în armonie. Și vă unește valoarea. Da, avem nevoie de o colaborare cu oficialitățile mai intensă, pentru că, de exemplu, la Călimănești este o atmosferă unde se fac niște tabere, dar ce implicată e primăria, biblioteca, aia lor, cum ar fi județeană, dar e altfel o clădire veche, sunt implicați oamenii. Noi nu avem această unitate și asta ne lipsește. Putem face foarte multă bucurie acestei urbe, știți, dacă am fi un pic susținuți, un pic. E destul să vină în expoziții, să vină în ateliere, să ne vadă că existăm. Noi ne dorim lucrul ăsta. Da, în istoria Piteștiului, destul de recentă, în anii 70, a existat o asemenea unitate, uh-huh, un nucleu cu Lucian Cioată, cu Ion Gheorghe Vrăneanțu, cu Roland Anceanu, care au militat la oaltă, umăr la umăr, cu sprijiniți de Petru Comarnescu, pentru înființarea filialei Piteștea Uniunii Artiștilor Plastici. Cred că a fost printre primele filiale din țară la acea vreme. Da, sunt momente așa magnifice, dar acum suntem într-un fel de pauză, de spaimă, și trebuie făcut ceva. Cred că toate la timpul lor. Eu vă doresc să aveți succes cu acest salon de iarnă, să vină cât de mulți vizitatori, să și... Suntem acolo și le explicăm. Va fi o bucurie pentru ei, nu dacă achiziționează, și dacă văd. Exact cum te uiți la un film, citești o poezie, e o bucurie că viața e făcută și din lucrurile astea, să afli, să vezi. Nu e doar din a mânca și a dormi. Astea fac bine spiritului, îmbogățirea asta în cultură. Există o definiție a picturii care vă place? Nu, cred că sunt foarte multe. Foarte multe. Sunt niște căutări și niște rezolvări așa de diferite ale realului. Sunt niște mari curente. Fiecare perioadă a adus ceva, dar acum ne scăldăm în niște căutări, niște improvizații. Este foarte multă, nu pot să spun făcătură, dar un pic de superficialitate acum. E un pic, toată lumea crede că pictează, toată lumea crede că scrie, toată lumea nu. Atâta muzică. Gândiți-vă la Revelion de anul ăsta și nu spun mai mult. Că nu. Un amestec total. Exact ca una era când Pollock, un mare artist american, a pus pânza jos și a aruncat pe niște principii compoziționale și a stropit, dripping, tehnica aceea, și alta e când acum pun și se întâmplă, dar nu știu, dar ce ai vrut să reprezinți? Că trebuie, fiecare lucrare are o poveste. Chiar dacă e abstract, are o poveste care a ajuns la abstract, la sinteză. Nu e nimic așa, la întâmplare și pe urmă să zic, păi uite că a ieșit un cerb cu o stea în frunte. Nu. Nu, trebuie să vrei să faci un cerb și să pornești de la o poveste și să-l găsești și apoi să-l reprezinți în tot felul de asocieri. Dar ce vinde? Povestea, culoarea, tehnica, ce vinde? Oamenii care cumpără și care au ochi simt și dacă e abstract și dacă e concret. Nu are legătură. O lucrare bună e o lucrare care are o compoziție care te fascinează, are un centru, ori prin cromatică, ori printr-o formă hiperrealistă, chiar aproape de fotografie. Un om care se pricepe și care are cultură se bucură și de abstract și de concret. Așa cu vândutul nu. Să știți că în pictură lucrurile se petrec precum în societate. Cum este societatea, da, așa este și pictura. Da, e un pic tulbure acum, e un pic amestecat. Și invers. Noi vă mulțumim pentru că ați răspuns invitației noastre de a participa la
acest dialog despre salonul de artă. Și așteptăm pe oricine vrea să vadă. Și vă urăm succes pe mai departe și multă sănătate. Mulțumim și dumneavoastră la toți de la Centrul Cultural. Și să aveți oameni care vă iubesc și vă apreciază. E foarte importantă cultura pentru urbe.